Avem camere peste tot. Ea încă, ei stăteau aici și ea stătea pe spate și vorbea cu Vlad. Vlad poate să confirme, dacă se simte. Eu nu m-am întors zis iar te-ai băgat apărătorul patriei. Am și spus că ea vorbea cu mine, nu știu, Claudiu. Dacă aș fi simțit, mă uitam. Păi n-am vorbit. Păi da. Auzi, Radule, de când Vlad a pupat-o pe Adriana, sau mă rog, Adriana l-a pupat pe Vlad, tare supărat ești. Mulțumesc. Ce-o vrea înapoi pe Adriana. Ne-am pupat reciproc, nu pupa nimeni. Sunt situații de viață, trebuie să le faci față. Da, dar nu trebuie să mai mi le reamintesc. Sunt așa, trebuie să le uit. Că dacă rămân cu chestia asta pe cap, mă stau un nerv non-stop. Le-ai dat deoparte ca să te apropii din nou de Adriana? Am început să vorbesc, am lăsat un pic de la mine ieri și am scos-o de la blog de Mișoara Cristina. Ia! A maturizat între timp un pic. Dar eu știu că ai făcut un pact. Ce pact? În sensul în care Adriana ți-a dat voie să faci absolut tot ce vrei tu, având în vedere ceea ce a făcut ea ieri. Domnișoara Cristina, eu i-am spus ei, vezi că te-ai pupat de 3 ori și ea mi-a spus în felul următor. Vezi că și tu te-ai pupat odată, că mi-au spus fetele, dar nu-i nimic, te mai las de 2 ori să fii închid. Și da, n-am făcut-o, adică n-am călcat strâmb. Ca să vedeți ce caracter de bărbat adevărat sunt, domnișoara Cristina. Doamne ferește, auziți, dar voi dacă vă placeți unul pe celălalt, de ce faceți astfel de jocuri? Nu, ea probabil a spus-o să mă încerce pe mine, nici de cum nu cred că ar accepta să mai să pup o persoană de 2 ori. Nu, a încercat probabil să mă testeze. Auzi, dar cu Vlad ce ai avut? Că ai spus că nici măcar nu s-au pupat cum trebuie, s-au pupat ca fetele. Domnișoara, am fost un pic răutăcios, într-adevăr. Am fost un pic răutăcios cu Vlad pentru că mă deranjease de ieri că își luase un grad de la de superioritate, că zici că s-a pupat cu Angelina Jolie și nimeni n-a mai pupat-o niciodată în viață. Iar el, în cazul dat, ai fost pupat doar, din ambiție. Prin ce mi-am arătat eu faptul că mi-a luat grade? Sau... Când a spus domnul Jacques, ia uitați-vă Vlad cum stă și tu stăteai țanțo, zici că erai cocoșu galic. Păi tu turbai aici? Păi dar e normal că turbai. Eram așa. Păi tu erai așa. Atât am făcut. Ți-ți place să fii folosit de o femeie din folosit? Bă, nu m-am simțit folosit pentru că am aceeași relație. Ai spus? Am aceeași relație cu Adriana. 50 pe care o aveam și înainte și după. Deci în primul rând. Ce am spus? Cu Adriana. 50 înainte să vorbesc cu ea. Nici un fel de relație. Cum aveai înainte. Nici înainte. Ca să știi că ai idee. Nu mai ai. Nu, în al doilea rând, vezi că ai spus că ai fost 50-50. Și asta a fost înainte să vorbesc cu ea așa. Nu mai vorbești. Ai cuvântul meu, Donare, că nu mai vorbești. Nu? Auzi, Radule? Da. Dar pe tine nu te-a pupat nici măcar ca fete. Mulțumesc din nou, domnișoara Cristina, pentru această remarcă. Doamne, ce îmi place când îmi subliniați chestiile de genul acesta. Poate o să pup eu ca băieții, domnișoara Cristina. Dacă... Când? Când o să simțim, domnișoara Cristina, nu vreau să fac ceva doar de dragul de a face. Nu, nu mai vreau pupicuri forțate. Da, deci a fost forțat, nu? Nu a fost forțat. Este, n-a, bă! Nu a fost suficient de matur să înțeleagă asta. Logic. Luați desenul ăsta după spate. Și ce trebuia să zic? Nu, Adriana, pleacă de aici, nu vreau să mă pup cu tine, domnule. Da, dacă erai un bărbat adevărat, indiferent cât de mult îți place fata asta și știai că este un pupic doar din obligație, îl refuzai? Bun, vreau să vorbesc cu Nicolas, vă rog, și să-i explic anumite lucruri. Nicolas. La domnșoară, Cristina. Atunci când este o pedeapsă în casă, nu trebuie să reacționezi așa cum ai făcut-o tu. Chiar dacă domnul Codruț și domnul Iacob încercau să bage bățul prin gard, auzi, ar fi trebuit pur și simplu să iei totul ca o pedeapsă. Am spus părerea, adică l-am încurajat într-un fel și apărat. Să ne enervezi în fiecare zi. L-am încurajat și apărarea. Bun, și tu ce faci? Dai pe rând! Păi e peltic! Lasă-l în pace, măi! Domnișoara Cristina, pe rând, zi, bă, Nicolas. Domnișoara Cristina, el a căutat și cu Alexandru. Alexandru e puțin mai calm. Eu nu sunt așa, atâta timp cât el s-a pus ca un urs peste fata pe care vreau să cunosc. Mie mi se pare... Domnișoara Cristina, în primul și în primul rând și... Alexandru, într-adevăr, n-am văzut să reacționeze fizic, dar reacționează verbal, înțelegi? Bun, hai să facem așa. Pe Nicușor l-a deranjat ce au făcut Gianina și Radu. Dar pe tine, Adriana? Ce anume? Jocul acela, pedeapsa. Pedeapsa lor, nu mă bag, dacă e pedeapsa lor, poate să facă ce vrea. Atâta timp cât eu am sentimente pentru o femeie, e normal să adică putea să așa. Adică Adriana n-are sentimente pentru Radu? Pe tine te întreabă, bă.
Da, domnișoara Cristina. Domnișoar, te rog. Știe el că n-are, a spus da. Știe el că n-are, că el se uită numai la Adriana. Atâta timp cât tu vii și spui că astăzi îți place de ea, ieri ai zis că îți place de Adelina, alarter că te enervează, dar acum ce eu e vina mea, ce să mai înțeleg? Lumea de acasă, ce să mai înțeleagă? E vina mea că am spus că îmi plac trei femei fizic? Bun, Iacob. Da. Deci fii atent. Are tricou cu Tupac. Da, domnișoară Cristina. Fetele te acuzau că tu nu faci nimic în ceea ce privește o relație. Că așa. Nu ești interesat Finele să faci pași. Au făcut pași. Ceva în ce privește o relație. Ca ești bărbat. Adică în afară de Alina și în afară de Adriana. Zic, Alina. Și Adriana. Păi am face, dar cu cine? Adriana mai mult se joacă. Ia uzi. Punii cea mare treabă. Via Adelina. Spuneam că am face, dar cu cine? Bun, Adelina, dacă tu ai făcut ceva? Păi, asta da. Pot spune și băieții. Ce ai făcut? Ai cântat? Ce ai făcut? Ai rupt părul din cap. Ia, spune, ce? Dar nu trebuie să mă întrebi tu pe mine, că eu vorbeam de... Te întreb eu! Păi bun, păi dacă voi ne întrebați pe noi ce am făcut, uite că și eu am dreptul. Uite, când vrei să vorbești, spune că trebuie să o întrebi tu pe ea. Spune! I-am răspunde doar mie, domnișoara Cristina. Îmi răspunde doar mie, pot să o întreb eu? Măi, oameni buni, dragilor, Iacob! Păi dacă vorbește doar cu tine, atunci nu putem să vorbim. Nu, nu vorbește doar cu Radu. Își dorea să vorbească cu tine, eu dar pe de altă parte, fiecare subiect pe care îl deschidem atunci când tu ești implicat, se termină cu nu știu, nu, nu-mi doresc, nu comentez, este treaba lui, nu mă interesează. Păi ce voia Adelina să vorbească cu mine? Păi întreabă. Adelina, ce? Dar nu trebuie neapărat, dacă nu vrei să nu-ți place nicio fată, dar poți să socializezi cu celelalte fete ca și... Păi socializez. Nu cred. Unde? Vrei să socializăm? În gând. În gând, mă. Eu pot să socializez. Auzi, Iacob, dar tu te-ai întrebat vreodată dacă vreuna dintre fete te place? N-am înțeles. Tu te-ai întrebat vreodată dacă vreuna dintre fete te place? Sincer, din ce am văzut, nu, niciuna. Da, cum să mă a acuzat-o pe Gianina. A, nu plec. Păi cum să o vezi? Crezi că stai acolo pe canapea pe tine că îți place, nu știi? Când suntem pe conexiune, spunem noi singure. Pe Nicușor, de ce îl instigai astăzi? Ce ți-ai dorit tu să facă el? Pe Nicușor? Mm-hmm. Pentru că l-am văzut, nu-l interesa de ce făcea Gianina cu Radu. Bine, dar e foarte bine că știi să dai sfaturi. Mai mult domnișorul Codruț l-a instigat, nu eu. Ia uzi Codruț, l-am cum așa? L-am instigat, am vrut ca să văd dacă Nicușor într-adevăr este real sau ce alb este la față? Și ce este păi, real sau față? Eu nu mă machiez ca voi. Păi nici eu nu-s machiat. Pe de altă parte, Codruț, da. Eu știu că tu o criticai și pe Gianina. Pe Gianina? Da, ce ți s-a părut deplasat în ceea ce ea a făcut? A, nu, doar am spus că putea să refuze totuși. Da, parcă ce s-a întâmplat? Dar după mi-am schimbat părerea, că a venit aici și am putut să vorbesc cu ea. Zi, Georgiana. Am zis că așa să zici și despre Alina, că de ce n-a refuzat? E o pedeapsă, la urma urmei trebuie să o facă și acum o pună și pe Gianina, cum a fost și Alina zilele trecute. A trebuia să refuze. E o pedeapsă pe care trebuie să o accepte, asta este. Adică... Bă, vi se pare că sunteți mai curajoase decât băieții? Ia băga Gianina seama pe ăștia doi că a văzut că nu e nimic de capul lor să vorbească și ei într-o emisiune că n-au legat două cuvinte. Nu, la urmă, cine măi? Cine te deranjează? Toată lumea trebuie să-și facă pedeapsa. Domnșoara Cristina, eu consider că Gianina i-a băgat pe ăștia doi în seamă să vorbească și ei, să apară pe cadru. Cine sunt cei doi? Gianina ne-a băgat pe noi în seamă. Duță cu Codruț. Noi vorbeam de pedeapsă. A vorbit Gianina cu ei la mișto ca să apară și ei pe cadru. Cine s-a băgat Gianina pe noi în seamă? Alexandru și Alina, voi v-ați pupat astăzi? Formați un cuplu? Domnișoara Cristina, da, ne-am pupat astăzi. Dar... Unde ai pupat-o? Pe obraz? Pe obraz, da, Radu. Păi știi să domnișoara Cristina, după cum am și spus, da, ne-am pupat. Ca de obicei, marele, în ghilimele, nu vreau să-i dau nume, se ofensează de gesturile pe care le fac și pașii pe care le fac către Alina. Dar, să pupă tramvaiul, dă-ne. Va urma să declarăm ceva oficial, dar momentan rămâne discutabil. Păi și când aveți de gând? Joi pe 32. Sigur zilele ce urmează, în următoarea zi. Pe 32. Vom da un răspuns sigur, concret. Pe 32 martie sau? Și sunt conștient că gestul ăsta, care va urma din partea mea și a ei, îl va revolta, să zic așa, în mare parte pe Radu și va suferi din cauza acestui aspect. Cum încearcă, cred că următoarele să mă facă să vorbesc despre cred el, că în următoarele emisiuni se va vedea mai marea ciudă din partea lui și își va arăta fața ușor. Cum de asemenea, domnișoara Cristina, am și spus, fetele au început să-și deie seama ce spuneam eu la început. Să-și deie? Și cam asta a fost. Auzi, Alexandru, ce lipsește ca să vă puteți declara? Domnișoara Cristina, sincer, cum am discutat și cu ea, vrem să mergem pe chestia de încredere. Cum s-a văzut și ieri? Ah, materialul cu parfumul. Da. Vreau da, să da, fie da. Sigură dacă și îi inclusiv, face, îi mai face de mine. Domnișoara Cristina, inclusiv acțiunea lui Radu de ieri cu cătușele, cum s-a văzut? Nu am avut o reacție foarte
urâtă. Zic, i-am dat frâu ca să poată să-și desfășoare datea pe care și-o caută tot timpul cu mine și cam asta a fost. Și acum nu. Bine, pe de altă parte vă spun următorul lucru. Toți vă uitați. Radu se bagă, Radu vorbește, îl mai opresc eu din când în când, deși n-ar trebui, că până la urmă sunteți oameni mari, puteți să faceți față, dar cu toții vorbiți cu el și despre el. Adică, până la urmă, Radu este prezent peste tot pentru că și voi... Pentru că se bagă. Pentru că ce? A, mișto iar nu mai bagi în venea. Mișto! Domnișoara Cristina... De ce să nu te mai bage? Că toată lumea are ceva cu tine. Păi dacă... Și nu înțeleg ce. O iau iar altfel ăștia și... Domnișoara Cristina... Cum v-am și spus, el tot timpul nu lasă... Deci pe băieții din casă, cel puțin. Când aveau de gând să facă un pas către o fată, el tot timpul era contra și îl punea pe el într-o lumină proastă, unul din băieți. Cam asta a fost cam în toate situațiile. Și automat că apare în toate discuțiile. Măi, voi nu puteți să vă apărați dacă vi se pare că Radu vă pune într-o lumină nefavorabilă. Eu asta îmi doresc, să văd un dialog. Iar faptul că voi l-ați ignora sau nu l-ați băga în seamă nu ar arăta altceva decât slăbiciune. Domnișoara Cristina, eu personal cred că s-a observat, nu l-am evitat niciodată, nu am intrat în casa asta cu ideea că o să fie ba da. Să trebuiască să ba da. E frică sau să săptămâna trecută la adresa lui. Eu din punctul ăsta de vedere mă văd de mod egal cu el. Cum am și spus în primele emisii, el a intrat puțin cu nasul pe sus. Prin gesturile pe care le-a făcut și inclusiv afirmațiile care a adus la adresa tuturor băieților. Să-mi dai și mie diplomele alea să fac foc în sobă. Sincer, mie mi s-a părut din exterior că singurul care a intrat în discuții și a vrut să-și apărarea și a putut să o facă și așa mai departe, a fost Vlad. Corect. Ceea ce mă șochează și nu spun asta așa de la mine. O spun pentru că am auzit-o de la fete. El este cel mai mic, nu l-a evitat pe Radu, a dat replică de fiecare dată, nu s-a ferit să poarte conversații cu el, nu i-a sfătuit pe ceilalți să nu discute cu Radu. Dar nici nu i-a făcut față. Cristina. Tocmai de aceea zic că fetele ar trebui să-l aprecieze pentru gesturile pe care le-a făcut și a preferat să iasă din așa zisa brigadă pe care Radu o acuză. Deci a fost singurul care a reușit să se remarce efectiv, și nu a ținut cont de vorbele pe care le-a adus Radu la adresa lui și multe jigniri. Alex, noi ne-am dat seama de chestia asta dinaintea voastră. Adică eu săptămâna trecută, dacă vă aduceți aminte, pentru aceste motive. Bine, de ce îi numește așa? Voi vă dați seama de chestiile astea, dar Codruț aici în spatele meu și ieri când a spus că eu sunt cel mai matur, el râdea. Acum când domnișoara Cristina a spus chestiile astea, au făcut... Zi, Iacob, te rog! El, când Radu, când îi dădea sfaturi lui Vlad, eu i-am spus la Radu. I-am spus, tu nu poți să dai sfaturi la Vlad dacă tu faci același chestii. Da, dar nu se zice la Vlad, se zice lui Vlad. Lasă-mă, mă, da, cu vorbele astea. Uite că stau în Londra de 8 ani și nu mai știu bine română. Dacă vrei să vorbești cu mine, trebuie să înveți să te exprimi cu mine, că eu nu pot să vorbesc acum cu un agramat. Înțelegi? Auzi. Păi avea 12 clase, dar știu să vorbesc. Cum tu să te ridici să dai niște sfaturi când tu umbli așa la toate fetele? Cum poți să spui așa ceva? Eu fac chestia asta. Păi ce faci? Chestii de copii mici de 2 ani. Omule, un copil de 2 ani face acest. Sigilele alea în gură, dar nu poți. Pentru că eu nu mă duc ca tine. Eu dacă am zis că mi-a plăcut de o fată, mi-a plăcut de o fată, da? Da, și s-a văzut. Ca tine. Azi e pe Adriana, mâine pe Adelina. Uite că Adelina și-a dat seama și s-a retras. E mai deșteaptă ca tine. Ai făcut ceva pentru fata? Pentru ce fată? Pentru fata de care... Păi am putut să fac? Păi ai putut? Ești bărbat, omule, vrei să facă ea? De câte ori ți-am spus că nu faci nimic? Nu s-a putut? Pentru că eu nu forțez, cum forțez tu lucrurile. Uite că dacă îți dorești ceva, trebuie să și arăți în primul rând. Dacă doar stai și zâmbești la camera... Nu, că puteai și nu ai vrut. Poftim. Ce zici? S-am spus de foarte multe ori că puteai să faci un pas și nu ai vrut. Crede-mă că eu simt mai bine ca și tine pentru că sunt bărbat și știu când să fac pas și când să nu fac, da? Da, dragă, nu da, ești da, da. Nu măsură și... ca să-mi dai da, da. Și ai simțit, să stai așa pe canapea și să faci așa. Hai tricou cu tupac și ascunzi manele, despre ce vorbim? Lasă tu asta cu manele. Uitați, domnișoara Cristina, un cult. Uitați. Auzi, Radule, acum dacă ai deblocat-o pe Adriana, cred că o să vorbești mai mult cu ea. Nu mai trebuie să mergi la Nicolas în cameră. Dar nici n-am fost în cameră la Nicolas. Domnișoara, ai fost la Nicolas în casă? Cameră. Îmi închid ușa de fiecare dată când ajung în cameră. Adică de ce? Aia, vii la mine fiecare seară. Nu știu, poate... E frică că intrăm în să purtăm conversații cu ea. Sau vreo glumă, iar. Dacă au de gând vreo glumă, eu închid ușa preventiv. Cum? Am luat și bere, ți-am luat și... Zici, măi, Nicolas, că ai dat bani să-și ia... Înainte să plece în România. Și acum nu recunoaște. A venit la mine să cer bani pentru un stăte. Da, deci asta chiar aberează și mai ia nervii rău. A zis că nu mai are bani până când vine înapoi și i-am dat eu bani să-și ia. Și am stat de taină acolo. Păi el n-are 20 de lire? Da, dar nu știu dacă se vede. 15, mai rău. 15.
Bă, dar termină, mă, cu copilările. Nici 20. Ca să vedeți ce duce capul. Deci ca să abereze, doar să mai vorbească 10 secunde pe ecranul ăsta, el care își băga în camere. Domnișoara, mai devreme își băga în camere, că el nu mai vrea că doar pe el în nimic de camere. Și acum vine doar ca să mai continue 10 secunde conversația cu mine. Vine să că n-am 15 lire. Recunoaște, recunoaște, că și băieții te-au văzut. V-am luat, v-am luat de ziua mea. V-am luat de ziua mea, v-am lăsat băuturile jos și am plecat, ca idee. Nu am vorbit tu mine de bani și de prostii de genul ăsta. Băi, cu astea, bă. Uite că plecat. Bă, cum, frate, vii să minți aici în halul ăsta? Domnișoara Cristina. Da. Contextul era că noi atunci am ajuns de la filmări la hotel și eu cu Duțu, Codruț și Vlad am ieșit la o narghilea fix lângă hotel. Iar ați ieșit? Bă, ți-am zis că eu mi-asum, bă, omule, okay, față continuu. De tine. Eu mi-asum chestia asta că am ieșit. Claudiu nu era în contextul ăla. Atunci Claudiu era pe lângă brigada. Odată. Iar în momentele în care noi stăteam și fumam la narghileaua respectivă, Codruț afirmă faptul că l-a văzut cumva pe Radu în camera la el. Fiind și a, știu camera. Povestea, știu, da, dar pe mine m-a interesat dacă este fake. Real că Radu a cerut bani de... Fake. Asta nu știu. No, aici eu cred că a cerut bani în grupul că nu mai avea domnișoara Cristina. Asta nu știu. Ce-a promis domnișoara Cristina? Nu mai avea bani. Că aderează. Domnișoara Cristina. Ruga frumos să-l dau 20 de lire să-și ia un pachet. N-am de să iau parte la asemenea bea. Bine, eu m-aș fi bucurat dacă tu, Nicolae, să-l ajutai și nu veneai aici totuși să spui că ai dat. Ia uși, spune Gianino. L-am ajutat și acum vine okay. Să face pe... Bine, hai să presupunem că m-ai ajutat. Dar hai să spunem, gata, Janina, taci un pic. Hai să presupunem că m-ai ajutat. Chiar aveam nevoie. Poate s-a întâmplat odată în viața mea logic. Să rămâi și fără bani, că n-am bani mereu. Ți-am spus, eu n-am uitat de ce a avut, înțelegi? Poate s-a întâmplat. Oricui dar se poate tu, întâmpla. Ce caracter de bărbat ești tu în momentul în care ajuți o persoană la nevoie și după vii și îi spui aici la televizor și dai în cap. Urât, Nicolae. Ești băi, ca și caracter e zero. Nu, zero în fața mea. Vreau să vadă acasă, ești praf, am dreptate și ai venit la mine în cameră și vreau să vadă lumea de acasă. Vorbește cu spatele, vorbește cu spatele, hai. Cecurile, când mi-ai zis că vrei să stai aici doar pentru cecuri și să pleci acasă. Ai zis că vrei să iei 10 cecuri, acum ai recunoscut că ai venit la mine în cameră și ai venit de mai multe ori. Caracter josnic. Că ești aici doar pentru bani. Tu când Radu el simte o, ceva la ureche simte o concurență din partea Elenei. Ce ți-a spus? Ia stai, Nicolae, ce ți-a spus la ureche? A spus către mine când l-am luat la dans. Hai răbdare, măi! În ziua fetelor, a favoritelor, că o să se deie foarte mult în mine pe baza poveștii mele și că să mă aștept. Nimeni din casă nu a dat în mine și nu a deschis niciun subiect, doar el astăzi. No, și a fost din prima deschis. Vedeți că iar acum umblă la psihologie inversă, care este deja expirată. Da. Ascultă-mă, lasă-mă să-ți explic. Lasă-mă să-ți explic. Hai să-ți explic. Nicușoară, în momentul în care te-am luat la dans, ți-am și explicat. Vezi că în urma faptului că ai povestit chestia asta, o să se dea în tine, te-am pregătit. Ascultă-mă exact, și de ce. Și tu ești pentru primul. Că și la mine s-a întâmplat chestia asta, da? Păi cu o da. Persoană. Și a atacat unde m-a durut. Eu doar am să am o discuție constructivă cu tine, nici de cum să mă cert, înțelegi? Bine, dar fiți atenți, dragilor. Am trecut dintr-un subiect în altul. Faptul că Nicolas a afirmat că te-am împrumutat, ți-a dăruit 20 de lire pentru a-ți cumpăra, a strânit aici în casa fetelor reacții. Ce anume? Gianina, Ile, Adriana, nu-s de acord cu ceea ce tu ai făcut, Nicolas. Eu înțeleg că poate el este cu Cristina, eu le respect părerea. Eu vreau să aduc Radu nu recunoaște. Ia uși, îți spune, Gianina. Dar tu aberezi rău de tot. Nu aberezi, frate. Le respect părerea fetelor, dar vreau să aduc în discuție ca să recunoască și faptul dar că nu e adevărat, domnule. Da, așa e. Da. El cred că stă și când ai fost mereu la mine în cameră. Dar nu e adevărat, se vede că a zis că ai cerut. Mi-ai dat, ai dreptate. Da, vreau să recunosc. Faptul că ți-am dat dreptate, ți-ai zis cât de penibil ești, ca să vezi. O să vezi când o să apari. Deci, Iacob, și pe tine te-a deranjat faptul că Nicolae a făcut acele afirmații? Chiar dacă ar fi real. Domnișoara Cristina, eu le respect părerile. Te-o întrebat pe tine, bă, omule, mă, l-o întrebat pe... Iacob, nu zic... Iacob! Nu înțeles că vorbește ăsta ca o moară stricată. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.